Numărul de încadrări realizate în 2016 ca urmare a demersurilor Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă plasează județul Neamț pe locul 5 într-un top național al ocupării forței de muncă. La sfârșitul lunii octombrie, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a reușit încadrarea unui număr de 11.357 de persoane de la începutul anului până la 30 octombrie. Acest lucru a făcut ca la nivel național județul Neamț să ocupe locul 5. Cele mai multe persoane au fost încadrate ca urmare a serviciilor de mediere pe locurile de muncă vacante anunțate de agenții economici, dar și a altor servicii care sunt în care se acordă persoanelor care se adresează instituției noastre, respectiv informare și consiliere profesională, ca urmare a absolvirii unor cursuri plătite atât din bugetul asigurărilor de șomaj cât și din Fondul Social European, dar și datorită subvențiilor pe care le primesc angajatorii care încadrează persoane din evidența AJOFM și au peste 45 de ani sau sunt unici întreținători ai familiilor monoparentale, precum și absolvenții din ultima promoție. Încadrarea forței de muncă se face ca urmare a centralizării săptămânale a locurilor de muncă, dar și prin organizarea de cursuri de reconversie și organizare periodică a burselor de ocupare a forței de muncă.